Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Bine v-am regăsit la Out of the Box. Sunt Cătălin Striblea, alături de mine, invitatul meu permanent, Laurent Balint, om de marketing. Salutare, boții! Salut, Cătălin! Dezbatere furtunoasă săptămânile trecute la România în direct, după ce a fost descoperită o rețea de șpăgi la permise. O nouă, rețea de... o nouă rețea, după cele de la Suceava, Harghita, Pitești. Acum, locul și întâmplarea nu mai are importanță, dar -a, întâm... a fost acolo o chestiune așa care a pus pe multă lume pe gânduri. Un cetățean analfabet verificat de polițiști uh -huh. cu un video... Avea permis primit pe șpagă, da? Uh -huh. Și uh, omul era clar că nu putea să citească. Asta a revoltat pe foarte multă lume și lumea a zis, bă, dar cum e posibil să dăm permis de conducere unor oameni care nu știu să citească? Partea interesantă este că și acești oameni care nu știu să citească au nevoie de permis de conducere și au nevoie să fie mobil, au nevoie să conducă mașini. Dar înainte să uh, discutăm despre carnetele de conducere specific. Și despre șpagă, și despre analfabeții funcțional. Aș vrea un pic să discutăm despre un alt moment din emisiune de la tine, în care s-a discutat despre daltoniști. Da. -o să vezi de ce și care este legătura între cele două. În emisiune să le povestim oamenilor. A intrat cineva care a recunoscut, a, zis, a recunoscut, vezi ce termen am folosit. He, he, da, 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 da. El a recunoscut, a zis, dar eu sunt daltonist și pe mine în Spania nici nu m-au verificat înaintea sa. Un ascultător spusese să, pei să vedeți domnule ce în România până la, până și la daltoniști. Exact. Se dau carnete. Și cu... ei au dat și 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 au luat carnete în trecut uh, uh, fără să poată să treacă testele și s-au descurcat și avem și daltoniști care conduc. Povestea e în felul povestea e în felul următor că noi astăzi în această țară considerăm că daltoniștii au o, o problemă. O problemă. Da. Hai să vedem ce spune omul că am scos fragmentul mm -hmm. din emisiune. Și mă surprinde faptul că ascultătorul anterior a spus că uh, sunt daltoniști care nu care au permis. Eu sunt daltonist și în Spania nu era o problemă la data mm -hmm. și nici acum nu cred că e o problemă. Dar cum este faci să că... te orientezi? După, după poziția semaforului, și noaptea, că noaptea e problemă, nu ziua, dacă ați observat, verdele este mult mai spre alb. N-am observat, da, sigur, acum... Ai... E, e cea mai deschisă culoare acolo și atunci de ce nu mai este o problemă daltonismul? Mm -hmm. uh, Dar azi, te examinat, azi, adică, azi... adică ai făcut control medical, ei știau că tu ai problema asta. Da, am făcut control medical, uh -huh. la ochi, Așa. normal. Nu, dar pe chestia asta nu am făcut control medical. Nu? Pe chestia cu datolin, nu. Am făcut doar pe uh, faptul că m-a pus la litere, m-a pus la un joc, acolo la ceva, mai multe mm -hmm. chestii. Dar Și știau, chestia asta, dar că știau că sufer de treaba asta sau nici nu au verificat? Nu au verificat deloc. Nu, nu a fost o problemă, nu... Mm -hmm. Așadar, există o țară a lumii care nici măcar nu este interesată de problemă. Problema este totuși o problemă serioasă în cazul acesta, pentru că 8% dintre bărbați se estimează că sunt altoniști, 1,5% dintre femei. Deci vorbim despre un segment important din populație care nu face de, deosebirea între roșu și verde. Hai să ne uităm un pic știind informația aceasta. Dacă am face un exercițiu în care. Nu avem, să presupunem că nu avem semafoare deloc pe planeta asta, nu există semafoare Și cineva vine cu ideea revoluționară și zice Băi, hai să inventăm chestia asta, semafoare Și să uh, redirijăm circulația cu ajutorul lor Ce culori am pune la semafor știind că o 8% dintre bărbați nu văd roșu și verde? Nu știu să zic, portocaliu, arăzut, galben, chestiuni de genul În asta. esență n-am mai pune roșu și verde da. Adică n-ai mai pune roșu și verde la semafor dacă știi că ai o problemă de asta. Și pe mine asta mă fascinează de fiecare dată când apare discuția cu daltoniștii și caretele de conducere și o țară care îi lasă, o țară care nu îi lasă este Păi dar unde e discuția de ce avem roșu și verde la semafoare? Pentru că aici vorbim despre out of the box. Este, păi, out of the box. Hai să schimbăm verdele. Să nu mai fie verde, să fie alb, că a zis, verdele dă mai spre alb, noaptea îl văd uh, mai bine, sau violet, sau albastru, sau altă culoare pe care o să o adică specialiștii. Dar noi de ce verde? avem roșu și verde la semafoare dacă știm că 8% dintre bărbați au o problemă la diferenția între cele două? E ca și cum e exclude de la bun început. Da. Atenție, roșu și verde e doar o convenție pe care noi oamenii am stabilit-o și putem să o refacem. Exact, putem să o refacem în și, moment. Și când vă spunem de ideea out of the box, asta e ideea out of the box, adică nu avem atât de multe lucruri bătute în cuie pe cât, pe crezem, pe da. cât, pe cât credem noi. Okay. Și, și, hai să ne, și hai să ne gândim un pic, ești daltonist. Ești într-o țară, oricare țară de lume, în care nu poți să iei carnicul de conducere pentru că ești daltonist. Ce vei face? Vei da șpagă. Și te vei descurca, te vei duce la, vei găsi un oftalmolog care îți va da hârtie că bă, omul ăsta e ok, poate să-și a... Pentru că te vei descurca, oamenii se vor descurca, indiferent de țară, vor găsi scurtături, vor găsi într-o proporție mai mare sau o proporție mai mică. Noi, păstrând roșu și verde, încurajăm oameni să caute uh, lucruri laterale. Și acum hai să ne întoarcem un pic la, 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 analfa la analfabeti. La exact. da. La analfabeti, că sunt funcționali, că sunt analfabeti pur și simplu, dar putem, cred că corect estimat, că undeva la 40% dintre români au dificultăți în a citi paragrafe întregi din cărți. Da, sau -a le înțelege, pricepe, că de fapt asta Și în a rezultat. le pricepe da. și tot. Și de, hai să repetăm exercițiul pe care l-am făcut azi cu semafoarele și să ne imaginăm un pic, neavând niciun sistem de educație, având niciun sistem de admitere, cum am face sistemul de educație și sistemul de admitere pentru o populație din care știm că 40% nu știu să citească. Dar stai, e important, adică e bine să le dai drumul pe stradă dacă nu știu să citească? dacă nu știu să citească, nu știu să citească, nu înseamnă că sunt proști, nu înseamnă că sunt, le lipsește inteligența, nu înseamnă că nu se pot descurca în viață. Ei se descurcă în viață, au, via au viață. Sunt mulți dintre ei fericiți și activi și integrați social, neștiind să citească. Ok, bun. Și atunci ce îi face? Atunci nu aș crea un sistem care să aibă la bază cititul și scrisul. Mai ales în 2022, în care tehnologia ne permite să educăm oamenii altfel. Hai să gândim altfel. Nu pornim, nu, nu scriem cărți și nu dăm examene scrise. Ce putem face? Păi hmm. avem TikTok, avem Facebook, avem Instagram, avem uh, o mulțime de filmulețe din care oamenii învață. Oamenii învață, se uită, văd și învață. Și atunci am putea să regândim sistemul și să ne uităm și să zicem păi, cum am putea să învățăm pe oamenii ăștia regulile de circulație, cum am putea să învățăm regulile de comportament în, pe șoselele le, uh, pe care vor circula. Altfel decât cu scris și citit. Pentru că scopul nostru este, de fapt, să integrăm oameni da. și să avem o societate da. mai sigură, nu să-i lăsăm în afara societății. Noi avem o mulțime de rătăciți în tranziție, atenție, noi avem o mulțime de rătăciți în tranziție în România. Sunt undeva între 25 și 30%, ne arată cercetările noastre, de români care trăiesc astăzi, cam cum trăiau acum 10, 20 de ani, 30 de ani, mai ales în mediul rural oameni cărora le este foarte greu să se adapteze la noile realități. Noi nu putem să-i lăsăm rătăciți în tradiție. noi nu putem să-i părăsim, noi nu putem să le zicem, voi stați acolo, că noi ăștia care știm să citim și tot. Ce faci cu o persoană la 40-50 de ani care nu știe să citească un text corect, nu-l înțelege? Minim. Poți să-l lași chiar deoparte. Și tu, în cazul acesta specific al examenelor și al... Canetelor de conducere, nu poți să-ți propui să investi să scrie, să citească, că nu e rolul tău în altă parte ar trebui făcută chestia asta. Dar tu trebuie să te asiguri că oamenii ăștia vor ști să se comporte. Vor ști să se comporte și ca pietoni, la o adică. Și atunci poate că o regândire a sistemului ne ajută să rezolvăm problema asta. Noi, că de asta am zis, este încă un scandal. Vom mai avea scandal. Vom mai descoperi lucruri. Iar soluția nu este să punem SRI-ul, cia -ul, aducem mai 6 să aducem toate organizațiile prietene din lumea asta să păzească uh, 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 examenele de admitere examinatorii, să-i băgăm la pușcărie, să-i... Uh, tot. Nu, asta nu e soluție. Asta nu va rezolva niciodată problema. Noi avem o problemă fundamentală. Noi avem undeva 30, 40, 50, asta nimeni nu știe exact cât, dintre oameni nu pot să treacă examenul pentru că nu pot. Nu au cunoștințele de bază să citească și să... Să învețe tomurile alea, da. Să Poate învețe tomurile nici... respective și apoi să răspundă la examen. Și aici pot fi soluții, nu suntem noi doi cei care să dăm soluția la detaliu și tot, dar poți să imaginezi o extra taxă pe care o plătești, 100 de euro în plus, ca să ai o examinare video în care o comisie specială proiectează video și tu răspunzi și se notează. Plătești o supra taxă pentru ca să beneficiezi de uh, uh, niște condiții diferite. Care taxă dintr-o dată este oficială, taxa este transparentă și nu mai este și paga pe care o dai pentru a suplini un minus pe care tu l-ai. Atenție, pot să fie oameni care... Știu foarte bine regulile de circulație, dar la examen, când se uită, bă, <gântu -i> nu fac față examenului. Și nu înțeleg ce, ce scrie acolo, sau poate au emoții dintre cele mai complicate. Foarte curajoasă propunerea ta. Nu va fi întâmpinată bine, știu, tipul de reacții din societatea românescă. Uh, cred că mulți o vor blama, uh, dar merită măcar să vă gândiți că ăsta e scopul. E un exact. exercițiu ceea ce facem noi aici, deși eu cred că asta e o idee care ne-ar împăca foarte mult cu noi înșine și ar da încă o șansă foarte multor oameni. Eu m-aș bucura că ca cei care vor blama discuția noastră de astăzi este să se gândească un pic la ce am discutat și să fragmenteze discuția și să se gândească ce anume din ce am zis noi, care parte i-a deranjat și care parte nu este în regulă. Și să nu ia capul un tot unitar, pentru că sunt diferite lucruri spuse Uh, soluția neapărat că e video sau că e audio sau că este examinare cu comise sau altceva, astea, detalii. Dar este vorba de a schimba, înțelegând realitatea. Este asumarea realității. Și am mai zis -o în emisiunile noastre din săptămânile trecute. Este trebuie să ne asumăm realitatea. Trebuie să înțelegem realitatea în care trăim. Avem o realitate în care sunt foarte mulți oameni inteligenți, de merge mintea, care sunt integrați în societate, dar care nu știu să citească un text de la cap la coadă și să înțeleagă minimul. Nu putem să-i părăsim. Loran Balint este expert în marketing. Această ediție Out of the Box se încheie aici. Săptămâna viitoare o să vorbim din nou despre sport. E una dintre pasiunile noastre. A apărut Strategia Națională pentru Sport, care are, din punctul nostru de vedere, o lipsă imensă. Unul dintre cele mai cunoscute și mai importante sporturi din țara asta este, adică lipsește, da. Dintre sporturile prioritare. Dintre sporturile prioritare. Vom vedea de ce și poate și dacă e important. Ne oprim aici. Sport la treabă vă doresc. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.